rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor și celor de la partidelor politice că au dat curs invitației noastre de a participa la această acțiune, Memorialul Vasile Miclăuș. Aș vrea să aduc mulțumiri, în primul rând, liceului, colegiului Emil Negruțiu, cu care desfășurăm această competiție în parteneriat cu ei. Astăzi avem tragerea la sorți, atât pentru partidele politice, cât și pentru licee, fiecare separat și, așa cum am spus și mai înainte, vă mai spun încă o dată și v-aș ruga profesioniștii să rămână pe banca de rezerve, că facem o competiție amicală între licee și partide politice, tot să fie de la liceul respectiv și de la să fie înscriși în partid. Asta e părerea mea. Competiția se va desfășura vineri și sâmbătă. Vineri vom avea și sus la Colegiul Emil Negruțiu competiția de tenis care este la... s-a mai desfășurat până în acest an, iar competiția de fotbal este pentru prima dată sub acest memorial Vasile Miclăuș. Competiția va începe mâine cu orele 10. Dacă bine am înțeles, sus la Colegiul Emil Negruțiu va începe partea de tenis de masă, care este dedicată doar școlilor generale. Iar de la ora 12 vor începe meciurile de fotbal la școala, la sala de sport Gheorghe Barițiu. Să începem cu tragerea la sorți. Vom face două grupe de câte trei echipe pentru licee, iar partidele politice, pentru a nu lungi foarte mult ziua de sâmbătă, se vor juca meciuri eliminatorii. Vor rămâne trei echipe care vor face meciuri între ele, astfel aflând câștigătorii locurile 1, 2 și 3. Așadar, în prima grupă, dacă iese cineva dintre voi care vrea să participe, domnul Cordici, vă rog frumos să... Mulțumesc pentru... Și eu vreau să vă felicit pe toți, în special pe cei de la partide politice. Este un semn din partea dumneavoastră frumos și de normalitate. Ca să răspuns invitației unor colegi, ale politicii, ca și dumneavoastră tine, poate au unor prieteni, vecini, așa mai departe. Nu vrem să politizăm chestiunea asta, poate că ea pare. Tineretul de la Democrat Liberal a inițiat-o. Dar chiar nu vrem să politizăm, chiar vrem să fie o competiție între dumneavoastră, între tinerii din oraș. Și credem noi că va fi un succes și ca orice turneu, ca orice competiție, de la un an s-ar putea să primească o altă amploare. Prin urmare, ce interesant, primul pe care îl scot din urmă este chiar cei care au început acest memorial cu ani în urmă, Colegiul Tehnic Turda. Chimie 3, nu? Da. E cineva în sală? Da, da, eu. În grupa 1. În grupa 1. Da. În grupa 1. În grupa 2, acum atragem un bilețel și un bilețel în grupa 2. În grupa 2, tot de aici atrag? Da, 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 da. Este Școala de Arte și Meserii Poiana. Și pot verifica. A doua echipă din grupa 1. Acum trec a doua echipă din grupa 1. Da. Liceul Teoretic Liviu Rebran. Așa. Deci, Liceul Teoretic cu Colegiul Tehnic. Da, Colegiul Tehnic. A doua echipă din grupa 2. Este Colegiul Național Mihai Viteazul. Deci cu Arte și Meserii Poiana. Echipa 3. Echipa numărul 3. Colegiul Emil Negruțiu. Aici. Da. Va ajuta cu Liviu Rebreanu și Colegiul Tehnic Turda. Și Colegiul Tehnic Dr. Ionrație. Care va juca cu Școala de Arte și Meserii Poiana și Colegiul Național Mihai Viteazul. V-ați notat reprezentanții. Bun. Se vor juca trei meciuri în fiecare grupă. Locul 1 va juca cu locul 2 din grupa a doua și invers.
semifinalele. Dacă vreți stabilim acum și ora de joc a echipelor. După părerea mea, Colegiul Tehnic Turda și Liceul Teoretic Liviu Evreanu să aibă primul meci sâmbătă de la ora 12 la ora 1. Sâmbătă sau... Duminică, vine, scuze, vine. Da? Primul meci. Al doilea meci... Da, da, de, acord? De la 12 la 1. De la 12 la 1. Al doilea meci va juca Școala de Arte Poiana cu Colegiul Național Mihai Viteazu de la 1 la 2. Okay. Al doilea meci care se va juca va fi Colegiul Tehnic Turda, nu, Colegiul Tehnic Turda cu Colegiul Emil Negruțiu, de la 2 la 3. Nu este bine, nu sunt de acord, pentru că competiția e tenis de masă care ducem la 10, am 60 de oameni. Bun. Și la câte chestii, dacă se poate să fiu pus ultimul meci al acestui meci. Bun, atunci face... Cam jucăția care și la tenis de masă și la fotbal și atunci că se poate cumva să pune oamenii la tenis. Deci se pune, să vedem, să găsim. Bun, atunci facem meciul, facem, ca să fie bine, facem meciurile din grupa 2. Da. Și atunci... După aia dumneavoastră să jucați două meciuri unul după altul. Unul după altul. Asta e? Asta e. Deci se punem unul de 14 și 14 la 2. Cum spuneți, domnul profesor? Deci în grupă, da? Da. Urmă meciul 3. Nu-l bagi pe... Îi bagi pe celălalt 2. Îi bagi pe celălalt 2. Și băi, ăștia la 2 joacă în primul meci. Joacă de la 12 la 1. Atunci asta pe 3 și bagi grupa aia. Băgăm din grupa cealaltă, Școala de Arte Poiana. Băi, n-ai ce face. Cu colegiul tehnic Dr. Ioan Rațiu. De la 16 la 17 va fi prima semifinală. De la 18 la 19. La 18 la 19 va fi prima semifinală și de la 19 la 20 a doua semifinală. Da? Deci, practic, avem competiții de la ora 12 până la ora 20. Vine. Vine. E în regulă până aici? Este în regulă? Eu îmi cer scuze, trebuie să plec mai departe. Primul meci. De la ora 9. Tineretul Partidului Poporului Dan Diaconescu. Dar mă gândeam că mai duc la un pești. Da. Nu știam ce înseamnă. Bun. Așa, primul meci cu... Tineretul Liberal. Tineretul Național Liberal. Tineretul Liberal. Domnul președinte, de la ora 9, de la ora 10 la 11. De la 9 la 10. De la 9 la 10, da, și acum, de la 10 la 11. Conservatorii? Partidul Conservator. Ce? Cum? Păi, Mișcarea Populară, cred că lucru. Tineretul Mișcarea Populară. Și rămâne... De la 11 la 12 rămâne TDL-ul cu TSD. TSD. De la 11 la 12. De la 11 la 12. Bun. Aceste meciuri vor fi eliminatorii. Vom cont... La 12 să gata. La 12 să gata astea, după aia eu zic să băgăm finalele de la licee. Ce? După care să facem noi meciurile, să nu jucăm meciurile unul după altul. Unul după altul, da? Deci de la ora 12 la 1. Finala mică. Finala mică de la licee. De la ora 1 la 2, finala mare de la licee. Iar după care vor fi cele trei meciuri pe care noi le mai avem de jucat pe partidele politice, aia însemnând ora... 4-5. 4-5. La 5, da. 5. Și de la ora 17 va începe un mic, o mică parte de demonstrație în care vor fi prezenți cei de la dansuri, de la dans, de la Potaisa. Se va face și o mică demonstrație de karate, după care va fi festivitatea de premiere în întregime. Eu vin cu echipamentul în roșu aici, roșu cu albastru. Ar trebui să jucați echipamentul. Mai putem, dacă noi eventual să vorbim, dacă chiar vreți la anumite să veste și să luăm veste, luăm niște veste și exact, aia să se știe. Deci eu am echipamentul roșu cu albastru și
6 pe 4. Poți să-ți l-am duc. Ne avem picoreate, toate, dar le-am... Da, da. Și voi avea... Trebuie să notați că este asta cât de fiu să știți. Da. Ce echipament are fiecare... Ce mai simplu așa să facem, aducem și niște veste. Aducem și niște veste. Aducem și niște echipament. Exact. Cine are să aducă? Și cine are echipament complet în tot la fel, atunci a vor juca cu echipamentul că s-au luat pe care e galerie, să le transmiteți și voi, și voi, toți la ai voștri, în concurat cu astea voi, dar fără la aveți acelalte echipe, pentru că poate că n-am văzut. Vă zic eu, tensiunile mai mari, tensiunile mai mari sunt la liceu, nu la capitale. Am înțeles, se capitea lui memorial la domnul Nicolae, care mi-a fost director și cred că în aia 4 ani, cred că cel mai mult am umblat la dânsul în birou, ori pe partea, ori pe alta. Atâta respect, mă, că să avem. Să fie fiat pe echipa, pe nu? N-ai înflat bine dacă nu ești pe